Sute de șoferi au îndurat frigul pe marginea drumurilor închise. Aproape 40 de șosele au fost închise azi noapte. Printre ele și șoseaua de centura capitalei, drumarii nu au mai lăsat niciun șofer să treacă pe acolo ca să poată îndepărta toată zăpada de pe asfalt. Drumarii s-au luptat cu troienele de pe șoseaua de sud a capitalei toată noaptea. Abia la ivirea zorilor au reușit să îndepărteze zăpada de pe carosabil, zăpadă care le-a scos ieri peri alb șoferilor. E blocat drumul la centură, până aici am venit pe jos. Nu poți să treci. Începând de la Campac, încoace, atât e spațiu de trecere. Vântul care bate în rafale de 70-80 de km la oră a ridicat nămezi de 3-4 metri la ieșirile din București. Sute de șoferi au rămas blocați și sunt întoși din drum de polițiști. De-abia n-au lăsat să trecem, poliția, cu chiu, cu voi și încolo nu se mai vede nimic, după cum vedeți. Dacă nu sunt probleme cauzate de viscol și de ninsoare, nu-i bai crem, noi altele pe centura capitalei, un utilaj de dezăpezire s-a dezintegrat pur și simplu și blochează în aceste momente traficul. Iată, pe parapet, am agățat, am atins și a căzut suportul cu doculama. În țară, autoritățile au închis 10 de drumuri, printre ele autostrada Soarelui între București și Fetești, DN2B între Buzău și Galați, DN1B între Ploiești și Buzău sau DN2M între Focșani și Butucoasa. Pe centurile marilor orașe, sute de tiruri sunt în continuare trase pe dreapta.